Salutare, dragi, și bine ați venit la nou episod, lăsând partea ce o să vedeți acum pe ecran. O să facem un episod în care vă explic partea cum am rezolvat eu ca să funcționeze, să-mi funcționeze regiul. Ai încercat de foarte mult să intri pe regi și numai n-ai putut, aia că te ajută un pic. Acum sper să fie această eroare și la tine. Deci mie mi-a dat două erori, una 1005 și una nu mai știu cum se numește. Am început bine videoclipul, nu contează. Prima dată trebuie să te duci în settings, normal, Windows 11, Private Security, da? Windows de Security. Stai că s-a blocat. Mă rog, l-aveam aici deschis. Virus and Threat Protection, dezactivezi toate astea. După aia, settings pe mail proprietăți pe Rockstar, Compatibility, Run this SaaS Administrator, da? După ce a făcut toate astea, faci toți pașii pe care facem noi. În momentul de față deschidem Rockstar-ul. O să dureze o perioadă. Deja n-a deschis Rockstar-ul. Run as administrator. Pe aici. Asta e numai install-ul. Da? Și... bine, așteptăm un pic mai mult că da. Am încercat pe alte servere să mai intru. Tot la fel mi-a dat eroarea aia. Launch the game. Cel mai important e să nu lăsați în bara de jos toate treburile astea sau când e pe black screen. Când pe black screen nu o să puteți face foarte multe, din păcate. Așa că le lăsați toate așa cum sunt. O să vă țin într-un loading, dacă îl țineți pe așa în bara de jos, foarte mult. Deci loading-ul o să fie foarte, foarte ciudat. Ne uităm aici, văd că funcționează. Waiting for the game. Așteptăm jocul. Sper că l-am făcut bine. Eu am deschis și partea asta, dar n-are nicio legătură. Numai partea de aici, da? L-am dezactivat. Așteptăm acum, ne intra pe joc. Normal ar trebui să scot display capture-ul. Sper să funcționeze și să nu mă fi băgat pe mine într-un black screen în momentul de față. E după un pic mai ciudat. Nu ar trebui să scot display capture-ul ca să nu să vedeți numai jocul. Adică las deocamdată până intru pe server. Noi să jucăm din nou pe Behood. Pentru cine mă urmărește de o perioadă îndelungată, știți bine că am mai jucat pe Behood. Așteptăm loading rage multiplayer. Aude un mic sunet. Nu vreau să mă duc pe monitor al doilea ca să schimb sau așa mai departe până nu ne bagă. Uf, loading rage MP. Nu umblați la nimic. De acum, fără să vă scrie contul și parola, puteți să bifați acolo. Salut. Gata, ești pe rage. Da? Nu mai faci nimic. În momentul de față, nu știu pe ce vorbeam, că nu mai știu. Dacă zice push-uri, set belt, voice chat menu, telefon. Nu. Pe B vorbim. Aici am rămas ultima dată, știți bine pentru cine m-ați urmărit mai de mult. Cam atât trebuie să faceți. Nu e cine știe ce complicat. Sper ca vouă să vă funcționeze în momentul de față. Și puf. Ne-am luat mancezul. Ne ajută asta rune. Trebuie să dau un pic mai încet, desigur. Nu, bun. Mamă, dar cum pot să fac chat-ul ăsta mic? Cum pot face chat-ul mai mic? E foarte... nu, ce e asta? Obține 50... foarte multe chestii s-au băgat. Trebuie să-l compensat. Stați, ok, plin gostone ore, n-am intrat de foarte mult timp și acum dacă tot sunt pe aici și facem de față cu voi, pasă T, iar, ok, front size, păi și asta de ce nu merge, e ok așa zic eu, pe undeva, da, e ok, bun,
Cam asta a fost episodul. Se aud destul de tare încât observ. Rage multiplayer, stai că de aici o să fiu un pic mai ciudat, vă schimb acum și vă bag pe cealaltă ca să puteți auzi. Desigur, se aud un pic mai tare. Avem și quest-uri, avem și tot felul ce mai fost. S-a schimbat foarte mult rage față de cum știam eu când am jucat. Se știe Jobs. Ah, ok. Mamă, găsesc curier. Mamă, e ok. Fisherman LS. Cred că asta ne-am jucat noi. Dar nu știu cum deschid inventarul. Nu? Cum deschidam inventarul, guys? Info. Question info. Move. Nu asta mă interesează. Cum deschideam inventarul? Nu mai știu deloc efectiv, adică am uitat. Parcă era pe ei sau pe cât era, nu mai știu de ce mi apare cu roșu. Cred că am bounty sau... bun. Trebuie și casca să-mi pun, ce am uitat-o, cred că undeva pe H. Nu era pe H, nu mai știu, pe J, cât era că îmi puneam asta. Oricum, cred că voi știți mai multe față de mine, că eu țin în cont cu problema pe care am avut, cu erorile pe care le-am avut, de fapt, a fost destul de ciudate. Ce? Cash money, mamă, trebuie să mă duc să bag bani în bancă, mă, aici, nu? Hai că merg rapid. Normal, insurance 670. Hai să... Food? Dacă te referi la food inventory, folosește comanda de food. Food? What? Nu pot deține ce? Deja trebuie să mâncăm? Adică... 4% FPS-uri văd că stă bine. Nu mă refer la food, adică mă refer la altele. Mă refeream la efectiv altceva. Gen. Stai să mă duc la o bancă, mă duc aici rapid. Așa că o să facem episoade pe Rage, guys. Mersi adminului dacă te uiți la acest episod. Bă, cred că ăsta e parola? Nu mai știu. Send deposit. Ok, max. Le punem totul înapoi. E ok. 36 de milioane, cam atât am rămas. Cum am zis, m-a ajutat Starone încă de mult timp. Deci, na. Bun, guys. Facem rapid un TH. Paint. Filmăm rapid. Filmăm. Ok. Nice. Deci, cam așa puteți să reintrați pe RGP. În caz dacă ați avut vreo problemă sau... Bine, depinde ce erori aveți. Dacă aveți mai multe erori, acum faceți un decât pe Discord, dă-s admin care se interesează de erorile astea, cum am prins-o pe băiatul ăsta. Rosenrot, un băiat super de treabă, pe care m-a ajutat, s-a interesat și de la alți player, a învățat și de la mine, da? N-a fost singurul. Și... Mamă, 8-7 de milioane, prețul tot atât a rămas. Și la asta zic că s-a interesat, a făcut băiatul, a făcut de toate. Deci, n-ai treabă cu el. E super ok. Puteți să faceți tichete, vă răspunde. Da, acum depinde, că nu sunteți voi singuri pe acest joc și... Na, mai și alții care, un exemplu, au și ei nevoie de ăsta, de ajutor. Că, na, se mai întâmplă, asta e, n-avem ce face. Băi, mame, e super diferit faza cu credit. Eu nu știu că se cumpăr. 5, am înțeles. Trebuie să am bani la mine. Meet, oferă un HP la 2 secunde în momentul utilizării, timp de 100 de secunde. Nice. Bă, cât o să putem. Cum o să facem? O să mă duc repede la spawn.
Ca să închidem videoclipul, nu am vrut să fac de 3 minute pentru că, na, dacă tot fac un videoclip, fac și un videoclip de 12 minute, cam așa ceva. Și apoi după aia știu că am terminat un exemplu. Și asta e. Știu că n-am pregătit un videoclip pe 5M cu așa mai departe. N-a fost... Nu știu pe unde să mă bag, în ce facțiune. E un pic cam hard treaba și de cât am observat, am realiști să fim, serverele de 5M cam sunt foarte ciudate mai nou pentru că nu prea mai găsești player, sunt foarte multe servere cu minus, mă prefer, da? 80 de player, pe care, un exemplu, sunt foarte puțin, nu prea ai cu cine face roleplay, chestii de genul, deci e destul de ciudat și atunci, na, nu prea aș vrea să stau pe multe servere și să nu numai să stau acolo. Dacă eu iau un server mai mare și atunci cu peste 100, atunci să știi bine ce e de făcut. Dar de ce să încarcă la cu 5%? Ia, de asta optez efectiv pentru treaba asta cu regiu, pentru că la FPS-uri stă super bine. Nu m-au făcut ei tot felul. Ok, mă duc și postez episodul, guys. Ne uitați de butonul de like și subscribe, vedeți când se face videoclipul. Sper că v-am ajutat încă o dată. Stai să faceți skin-uri, man. Ce? A, zic cum în schimb am eu skin-ul. Skin, general. Hai să vedem. 3 job. Ok, pay, report, no. Skins. A, așa. Asta e roșu. Mamă, câte am de aici. Voi plăti 100 de mii pentru această actualizare. Poftim. Și trebuie să am banii cash. Lol. 100 de mii ca să-mi schimb skin-ul, bro. N-am înțeles. Stai un pic. Epic legendar. 100 de mii pentru fiecare pe ăsta ca să-mi schimb un skin. Lol. Ok. Da, trebuie să am bani cash la mine, asta e. Bun, v-am pupat, nu mai tragem de timp. Ne auzim la un episod următor, depinde că nu o să fie. Și ne auzim pe data viitoare. V-am pupat, pa, pa.